În videoclipul de astăzi trebuie să strângem 1 milion de inimi pe Minecraft. Lucrul acesta va fi posibil doar dacă cumpărăm și folosim niște iteme de inimioare foarte interesante. Haideți să vedeți cum am reușit să fac chestia asta, pentru că astăzi am avut nevoie de foarte mult noroc ca să fac aceste 1 milion de inimi. Băi gamerilor, astăzi trebuie să facem rost de 1 milion de inimi. Chestia asta o să fie destul interesantă, pentru că în momentul de față eu am în inventarul meu un portal care ne duce într-o lume cu un shop de inimi. Practic puteți să furăm inimile. Eu deja v-am furat inima voastră, ok? Deja v-am furat inima voastră, pentru că vă uitați în fiecare zi la mine și vă apreciez foarte mult și voi mi-ați furat inima. Ok, hai să lăsăm siropoșenile astea deoparte și să mergem în acest portal, dăm click dreapta și fiți antenă unde am ajuns. Am ajuns într-un shop cu inimi. Din câte vedeți, avem aici inima. Mamă, cât e asta? 1 milion de inimi am nevoie ca să iau itemul ăsta de aici. Asta e o ambulanță cu... Asta e ambulanța iubirii. Ce pui mei aia. Bă, fraților, avem aici o grămadă de inimi. O grămadă de item cu inimi. Și noi o să trebuiască să cumpărăm cu inimile noastre, să cumpărăm chestii de aici. Și uite, prima chestie pe care puteți să cumpărăm este chiar acest... pachet de cărți de inimi? Ia să vedem. Deck of Hearts. Oh my god, mai avem doar o singură inimioară. Uitați-vă la itemul ăsta cum arată. Uitați-vă la el. Bă, vezi că nu arată rău deloc. Ia uite, și sunt și cărțile alea acolo sus. Vezi că arată chiar destul de interesant. Ia dacă dăm click dreapta, se întâmplă ceva. Oh my god. E o șansă rândă să primim... Oh, e o șansă rândă să primim diferite inimi. Ok, deci e o șansă literalmente random să primim câteva inimi. Ia să vedem. Jucăm aici. Ia, câte inimi, câte inimi, hai 6. O inimă doar. Come on, trebuie să-mi dai mai multe. Dăm 6 inimi deodată. 4. Merg și 4 inimi. Vezi că până facem noi 50 de inimiare acolo sau 6 inimi. Let's go. Ia să vedem câte am. Astea câte sunt? Cât înseamnă un rând din ăsta? Stai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci un rând din ăsta înseamnă 10 inimi. Deja avem 21 de inimi în momentul de față. Hai să facem 30 să vedem ce face seringa asta. Ia să vedem. Puteți să dăm mai multe părți, gen. Ok, 4. Ăla nu mi s-a pus. Ăla nu știu ce s-a întâmplat. S-au pus acolo câteva, dar nu, mamă, doar una. Hai să luăm aici. Click dreapta, boom, și rămânem doar cu o singură inimioară. Right click to extract hearts from mobs. Ah, ia stai puțin tel. Puțin tel, coadă de cățel. Opa, nu, n-am vrut ăsta. Bun, și n-am vrut pe ăsta, am vrut pe Deck of Hearts. Am vrut aici să să mai iau câteva din astea, că puii mei, cine știe. Mă întreb câte inimi poate să-mi dea de la un peștoi din ăsta. Sau de la un squid. Sunt curios de la un pește. Ia. Nici nu... Mamă, câte... What? Câte inimi avea peștoiul? What the fuck, bro? Uite câte inimi am acum. Dumnezeu. Ia, dăm somonul să-l pap și pe el puțin. Ia, vină cu acest squid line-ule. Bă, vezi că am luat o grămadă inimi de la squid-ul ăsta. Opa. Mamă, vezi că luăm o grămadă inimi de la squid și de la peștoi. Vezi că luăm o grămadă inimi. Nici nu știu câte inimi am în momentul de față. Cred că am cel puțin 5 inimi. Cred că am cel puțin acolo. Stai să văd rândurile, dacă știu să le calculez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rânduri am. Deci ar însemna 100 de inimi. Ok. Deci 100 de inimi. Ia să luăm ăsta de 50 mai bine prima dată. Să vedem ce face ăsta. Asta se numește Heart Digitalizer. Right click to digitalize your hearts. Hai să ieșim de aici totuși. Nu cred că vrem să le digitalizăm acum. Să le facem nebune. Ia să vedem dacă dăm click dreapta. Oh, 52 de inimi. Ok, dude. Măcar așa știm și noi care e situația cu noi. Știi și noi care e faza. Uite, avem chestia asta uriașă deasupra inventarului nostru. Cred că aș putea să o fac puțin mai mică. 2 secunde, boys. Unde era, mă, ăla? Mip, map, unde e? Unde, mă? Stai puțin. Full screen. Nu ăsta. Știu că era din asta pe aici. V-Sync. De ce V-Sync, dude? Mip, map, lep, nici ăsta. Bă, era o chestie pe aici. Gui Skyl ăsta, mă. Să-l facem mai micuț. Hai să nu-l facem nici chiar atât de micuț. Hai la 3 măcar. Că parcă sunt prea mari inimioarele alea și nu vreau să vă stresez cu inimile astea. Uite, acum e fix pe nasul meu. Ok, 54. Deci asta ne digitalizează și ne zice exact câte inimi avem. Perfect. Bă,
Hai să mergem și noi într-un sat, gen, să facem și noi câteva unelte, câteva chestii pe acolo. Adică nu cred că putem să ne trăim viața doar cu astea. Ia să-i puțin că am văzut aici niște squiduri. Veniți încoace să vă iau viața. Sunt contele Dracula. Eu iau sânge și squidurile iau pe jos. O, merg pe jos squidurile, da, pe jos. Asta vreau să zic. Da, hai să încercăm să găsim pe aici. Avem 100 de inimi acum. Cred că puteți să cumpărăm și următorul item. Ia asta câte ne dau? 10 inimi. Ok, pe fiecare hit ne dă câte 10 inimioare, ok. Deci fiecare hit din ăsta ne dă câte 10 inimioare. Deci scopul nostru, hai să vedem dacă eu spamez aici. Spamez și îmi dă mai mult? E posibil să dea mai mult, să știți. 254, hai să mergem. Să vedem ce putem să cumpărăm cu... Unde? Uite asta de 100 de bărbați. Right click to equip, doubles the heart you get. Ah, tare. Deci dublează viețile pe care noi le luăm. Easy peasy lemon squeezy, cum s-ar mai spune. Easy peasy lemon squeezy. Ia uite bă ce pandantiva mio, bă, jucați-l pe ăsta, o inimă pe piept. O inimă pe piept am pus inima aia aici, nebun. Jucați-o pe asta, bă, băiatule. Și practic acum noi avem astea dublate, gen. Avem mai viețile dublate. Ia dacă dau de ăsta, nu știu unde s-a dus ăla acolo, dar nu-l mai vreau. Trebuie să pun și ăsta de shop aici, măcar. Nu știu câte am avut, ia. Aici cât îmi zice? 6, ia. 57, da, 12 mi-a dat. Bun. Bă, vezi că e tare ăsta. Vezi că e tare. Oh, caii au mult HP, dude. Caii au mult HP și pot să-i lovesc așa. 200 de inimi, 300, 400 de inimi aproape. Porcușului dai doar 2 hituri și s-au dus. 450 de inimi. Ok, hai să încercăm să găsim. Mamă, dacă găsim un Iron Golem, suntem obraznici. Dacă găsim un... Și uite-l că-l găsim. Let's go. Hai să mergem acolo, boys. Stăteam și mă gândeam, bă, frate. Oare trebuie să ținem și noi, să ne facem unelte? Ui, ce zice? Să ne facem unelte? Nu știu dacă ar trebui. Dacă voi ați fi făcut unelte, lăsați un emoji cu un măr. Nu, cu o inimă, lăsați un emoji cu o inimă în comentarii dacă voi v-ați fi făcut unelte. Dar videoclipul ăsta nu vreau să fac nicio unealtă. Singurele unelte sunt astea pe care le găsesc în shop-ul ăsta. Și mă rog, bă, vreau să-mi fac mâncare și cam atâta. În rest nu mă interesează nimic altceva. Deci lăsați un comentariu cu o inimioară. Dacă voi ați fi făcut chestii, dacă v-ați fi făcut unelte. Dacă nu v-ați fi făcut unelte, scrieți comentariu cu respect pentru munca depus. Bă, frate, dar toți comentează chestia asta. Deci toată lumea lasă comentarii cu respect pentru munca depusă, respect pentru munca depusă. Mulțumesc! Apreciez, dar mai zice și altceva, gen că eu mai vorbesc cu voi aici, dar cred că toată mi-am impresia că vorbesc singur. Și mă cam întristez câteodată că mă gândesc că vorbesc singur, dar sper să nu vorbesc singur. Săteanule, vino încoace, am de luat niște inimioare de la tine. Mai degrabă de la bărbatul ăsta alalt, de la prietenul tău forțos. Ia vino încoace, mă, bărbate. Da, dacă îl spamăm pe ăsta, ia, dacă îl spamăm, putem să luăm mai mult de la el. Ia, eu spamez, știi, nu dau... Aha. 1228. 1228, ia să vedem dacă mergem și luăm de la el. Ia să vedem. De aici, din shop-ul line-ul, ce avem? Deci avem, sabia vieții. Ia vezi, mă. Hard sword. Right click to damage all nearby mobs. Ok. Și asta ce e? Un tun? Pare a fi un fel de tun. Tunul, uite, nebunul. Sau să luăm asta de 1000. Hai să luăm tunul prima dată și pe aceea aia de 1000. Look at mobs to explode them in hearts. Mă, interesant. Explodăm mobii cu inimioare. Le dăm acolo dragoste și iubire de mob. Hai să fac și eu niște, să fac un crafting table. Și să-mi fac și eu aici mâncărica. Puii mei. Yo, amuleta de inim, bă. Drăguțică. Mi se pare chiar tare drăguță. Ia să dăm. Mai luăm aici mâncare pentru alte chestii. Hai să mai luăm astea. 500 și ceva de inimioare avem acum. Ceea ce e destul de decent, sincer. Ia mă uit la asta și dau click dreapta pe el. Ho-ho! Bă, l-am explodat în inim. Cât e o inimă din asta? 10? Ar fi trebuit să fie 5, probabil. Bă, deci asta înseamnă că nu-i cine știe ce chestia asta.
sincer. Deci chiar dacă l-am omorât pe ăsta, nu da atât de mult, bă. Ia. Uite, mai mult îmi dă în puii mei, cred că mai mult mi-ar da dacă l-aș lovi așa. Ce le facem ăsta, îmi dă inimi? Bă, nu sunt, bă, cine știe ce, bă, astea, bă. Deci vă zic sincer că nu sunt cine știe ce. Ia, dacă îl lovim. Ăsta, mă, dacă lovești, mă, ăla e regele. Messi e regele. Nu Cristiano Ronaldo, Messi. Așa. Deci ăla e, mă. Deci aia era șmecheria. Hai să așteptăm să vină seara. Ia. În ăsta de aici. Ce mai zice aici? Right click to damage all nearby mobs. Toți mobii din jurul nostru? Opa. Am luat inimioare de la pisică, de la vacă, de la toată lumea am luat inimioare. Da, mă, dar parcă nu-mi dă multe deloc. Deci îmi dă foarte, foarte puține, așa mi se pare mie. Și dacă mă uit, nu știu, la săteanul ăla, ia. Nu-i face nimica. Bine, cred că mă uit de la distanță, ia. Ăsta micuțu? Piticule! Vino în coace și cântă melodia asta despre mine înainte să mor. Uite, l-am aruncat pe ăsta. Pe ăsta chiar l-am aruncat. Am aruncat în aer. Copile, vino în coace, copile. Vreau eu să mă culc. Nu vreau eu să mă culc, mă uit la tine. Vreau să mă uit la tine, copile. Ia, bubuie. Bubuie copilul. Bubuie, mă, odată. Bubuie, te-ar să te bubuie. Gata. Nu l-am mai bubuit, mai gata. Săracul de el. L-am bubuit fără să vrea. Pisica aia nu vrea să fie bubuită nici ea. Hai, buburuzo, lasă-mă să te bubui. Da, nașpa. Asta nu mi se par cine știe ce vă zic sincer. Eu mai degrabă m-am spus, mai degrabă le dăm cu seringa asta. Seringa asta, băi, e OP. Uite, vedeți cât de multe inimi am luat de la ăștia? Eu mă duc la fiecare peștoi în parte, iau mai multe inimi decât a văzut Parisul. Ok, ultimul. Ok, bun. Deci avem 1000 de inimioare acum. Perfect. Hai să mergem. Să vedem. Pac. Să vedem cu asta de 1000. Știu că aveam o inimă de gold. Da, mă, uite-o. Ia să vedem asta ce face. Braveheart. Right click to activate destroys all nearby blocks and get hearts. Ei, yo. Hai să mergem să vedem. Deci distruge blocurile din jurul nostru și transformă blocurile în inimioare, teoretic. Interesant, interesant. Băi, asta mi explodează aici, bubuie. L-am bubuit eu până să bubuie el. Prostă. Chiar stai să vedem. Deci ăsta v-am spus ce face. Dar stai să mergem într-o zonă unde avem și noi mai multe chestii, gen. Stai să mai iau de la ăsta câteva chestii. Așa, mulțumesc. Cred că aici sus, în partea asta, o să vreau să fac. Dar nu unde e marginea asta, așa. Vreau, uite, aici sus de tot, că știu că era o zonă, uite, destul de măricioaică. Așa. Boom! Braveheart activated. Oh, am înțeles, acum am înțeles. Bro, acum am înțeles, dude, ce face chestia asta. Am înțeles, acum am înțeles. Deci noi dacă venim aici așa, de-abia acum am înțeles cum funcționează chestia asta. Aha. Aha. Uite acum cât facem, ești nebun. Câte inimi avem? Avem destul de multe. Bine, acum trebuie doar să mergem să le colectăm, vere, că noi puii mei le avem, dar nu le avem colectate. 3000 și ceva de inimioare. Păi, bine, bă, că mi-a spus, frate. Bine că mi-a spus. Ia. Hai, bă, muriți acolo odată. Inimi recioaicele, bă. Da, m-am înțeles, 105.000 de inimi avem acum. Am înțeles. Ia ăsta, pune și noi. Ia să vin și în partea asta să iau inimile astea. Prea multe inimi, bă, băiatule. Mamă. Bă, vezi că ăsta e foarte OP. Vezi că ăsta e extrem, extrem de OP, mi se pare. Sincer. Hai să încercăm și noi să urcăm pe aici, să puii mei. Să le duce și noi pe undeva pe aici. Așa. Știu că spun undeva pe aici, pe sus astea. Perfect, ne-am luat, sper. Mă, ce vrea, mă, creeperul ăla? Ia, cum uit la el. Nu moare? Nu moare. Doamne, câteodată e atât de random totul, câteodată tot ce se întâmplă pe lumea asta de Minecraft e atât de random câteodată, deci insane. Ia,
Asta de aici am înțeles, bă, deci e bun rău ăsta, mă, frate. Iar următorul item care mai e? Următorul item după ăsta. Deci am luat asta care face nebunii 3000. 5000. Hai să luăm asta de 3000. Oh, right click to grow heart on the ground. Ok, dar să mai luăm din astea, că astea mi s-au părut foarte OP. Am luat 3 să le folosim pe un munte de aici, dar nu mai folosim aici. Am crezut și eu că mă face altfel, mă pune să mă duc în alte părți, știi? Hai să mergem spre muntele ăla. Că mă gândesc că spre muntele ăsta ar fi mai bine pentru noi, că avem unde să spargem chestiile, știi? Hai să vedem. Să vedem ce o să iasă. Mă, dar până atunci, ia stai puțin să mă bat eu cu fraierii ăștia. Hai, bubuie și tu puțin, bubuie și tu. Ok, hai, mai luăm și nimic de la fraierii ăștia. Ok, ca să nu ne deranjeze nu de alta. Mamă, asta e cam departe. Hai să punem asta, inimioara asta. Punem inimioara asta pe pământ. Grow heart on the ground. Am înțeles, deci posibil să facem, să avem nevoie de un hoe, un hoe. Hai să vedem, să facem, să o punem să crească, bă, gen, pardon, 1000 de euro de scuze. Hății, țâc, țâc și cu țâc. Ați înțeles? Pac, right click to grow heart on the ground. Mă, ce? Mă, stai că eu acum am realizat că astea e... Uite, bă, le crește pe astea! Oh! Acum am înțeles, deci le crește pe astea, vere! Ok! Pac! Mamă, să mă bată data, ia stai! Băgăm-o din asta obraznică! Le creștem pe astea, pe aici, le facem mari, le facem mici! Mari, mici... Mamă, 34 de mii! 54 de miliarde! 34 de catralioane. Câte facem aici, vere? Câte facem? Că le facem pe toate mari. 800.000, 200.000, 300.000, 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane. Cât avem, mă? Stai. 193.000, ok. Ok. 200.000, 200.000. Ok, legit. Le creștem legit, dacă le creștem doar pe astea. Că putem să facem 1 milion de blocane aici, 1 milion de inimioare. Ia, pam, le-am crescut și pe astea. 300.000. Astea cât să le mai crești și pe astea, vere. Mamă, deci le creștem pe astea într-un hal fără de hal. Doamne, aproape jumătate de milion de inimi avem. Mamă, vere, lasă-mă în pace. Le-am aruncat și pe ăsta. Ia, hai, crește și inimioara asta. Bă, frate, câte inimioare. What the fuck? Păi și ce fac, frate? Hai să luăm și pe astea, să nu le mai creștem. Le creștem așa. Am și noi așa la Caterinca. 500.000 avem. Bun, hai să vedem ce puteți să cumpărăm cu 500.000 de inimi. Hai să vedem. Deci am luat pe ăsta. Uite asta de stone. Ia, luăm-o din asta de stone. Perfect. Luăm-o din asta de heart grabber. Ok, turn blocks into hearts. Ok, și o ambulanță din asta să mă ducă la balamuc astea. Și hai să vedem ce face fiecare chestie în parte. Hai să le luăm pe rând, ok? Hai să le luăm pe rând. Prima dată hai să luăm inima asta de Stone Cold Heart. Right click to activate. Ia, boom. Oh my god. Dumnezeu. Ce a făcut, mai a bubuit. Mai a cu bubuială. Și asta ce face? Turn blocks into hearts. Yo! Transformă blocurile în inimioare, bă. Bă, ăsta e... Cât avem? Avem 1.000.000 și ceva acum, boys. 1.300.000 și ceva de mii avem. 2.000.000. What the fuck? Păi, bro, deci asta... E mega OP, stai, că nu, sper că zic bine. Da, 2.650.000. Mai mult decât am eu abonați, ești nebun? Dublul numărul abonaților mei. Ia, dăm aici să crească. Ia uite, 2.800.000, 2.900.000. Doamne ferește, mai să... Stai. Stai că vreau să iau și chestia asta la altă. Deci am luat ambulanțoiul. Hai să luăm și ăsta de 1.000.000.
Să vedem. Angel Ring, stai că dăm imediat, imediat dăm. Dar vreau să văd celelalte chestii. Deci am văzut ce face și prostia asta. Vreau să văd ce face ambulanța. Stai că scrie. Dăm click dreapta să o activăm. Ride the ambulance, destroy all nearby blocks and get hearts. Ah, gen, cred că suntem, mergem ca puncal, gen. Bă, sunt cu ambulanța, sunt o ambulanță acum. Ia, dacă mergem așa, da mă, Classicus. Classicus. Classicus, Classicus, asta era. Asta era talentul nostru, boys. Ia uite, distrugem asta de Minecraft. Avem 2 milioane de chestii. Băi, urăților. Mă, și la tine, și la tine, și la tine, și la tine, că tu ești periculos. Bă, da, mori mă odată, dă-te în puii mei, așa. Avem astea, deci nici nu mai contează, băi frate, deci nici nu mai contează câte din astea avem, că avem milioane și milioane de inimioare. Astea sunt toate inimile, inimile abonaților pe care le-am furat eu. Că vă uitați voi la mine și îmi dați like-uri și toate astea. Este? Ziceți voi că nu e așa. 3 milioane de inimi, multe milioane de inimi, bă. Insane, insane. Ia uite, 4 milioane acum, imediat 4 milioane. 4 milioane de bărbați. Hai că nu-l luat pe astea. Dacă vreau să văd ce face ăsta, mă, frate. Fly around like an angel. Yo, inimi infinite, boys. Putem să zburăm acum ca un înger. Dăm cu inimioare peste tot. Că avem număr infinit de inimioare acum. Ia-o pe asta, fraiere, n-aveți ce să mai faci. N-aveți ce să mai faceți, fraierilor. Boom, ia. Explodează. Boom. Gata, mă, frate, păi mergem și zburăm cu inimioarele astea peste tort. Practic am făcut 1 milion de inimioare. Let's go! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă 2 videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.